Bună dimineața! Deși preponderentă în rândul adolescenților, acneea este o afecțiune care poate apărea și la maturitate, putând avea cauze multiple. Imunitatea scăzută, anumite dereglări hormonale sau simpla predispoziție genetică pot declanșa instalarea acneei. Dermatologul Anca Pavelescu ne spune și cum putem scăpa de urmele de pe ten după vindecarea acestei afecțiuni. Așadar, doamna doctor, de la ce apare acneea mai ales la adulți? Pentru că la adolescenți știm că sunt și probleme hormonale, dar totuși la maturitate? Cea mai importantă componentă a fiziologiei acnei este predispoziția noastră, predispoziția genetică. Toți ceilalți factori despre care povestim când vorbim despre, acnee, dietă, hormon, stres, sezon, sunt strict factori care accentuează problemele de acnee. Când vorbim de tratament, luăm în calcul și acești factori agravanți, favorizanții ai acnei. Deci până la urmă nu putem vorbi de prevenție decât să ținem sub control cât de cât acești factori de care mi-ați spus, nu? Da, da. Tratamentul factorilor agravanți joacă un rol foarte important în managementul acnei. Deci, da, sunt importanți, dar trebuie să avem o vedere mult mai largă asupra acnei. Apropo de dietă, ce dăunează atunci când avem acne din punct de vedere al meniului nostru zilnic? Ce ar trebui să eliminăm imediat? Legătura între acnee și dietă e foarte studiată și chiar sunt foarte multe studii în care e remarcat și efectul pozitiv al anumitor tipuri de dietă în acnee. Există un consensus printre dermatologi că o persoană cu acnee trebuie să încerce să aibă o dietă cât mai restrictivă pe partea de tot ce înseamnă zahăr, lactate de vacă, și partea asta, să zicem, de fast food, grăsimi saturate, nesănătoase. Deci mâncare procesată. Trebuie să recunosc că unul din trei pacienți povestește, da, am avut o îmbunătățire clară, semnificativă, ceea ce nu e rău deloc, dar nu trebuie să ne bazăm doar pe dieta. Da. Ce să nu facem sub nicio formă dacă avem acne? De multe ori, popular vorbind, ne vine să spargem acele pustule pe care le avem pe față. Mai spuneți-ne ce să nu facem, pentru că dăunează mai ales pe termen lung. Cred că aș spune pe primul loc, nu aș ignora acnea, mai ales la vârste tinere, că povesteam de adolescenți. Ok, știm că se îmbunătățește odată cu înaintarea în vârstă și că are un maxim de gravitate, severitate în pubertate, dar spune să nu ignorăm, pentru că o acnea modifică clar aspectul feței, aspectul pielii, va lăsa întotdeauna urme, cicatrici, pete, semne, și atunci clar e o afecțiune care, și dacă știm că merge spontan bine, trebuie tratată. Deci asta aș zice, nu ignorați. Doi, nu schimbați dermatologul tot timpul căutând de la unul la altul. Da. Da. E un tratament de durată, e un tratament de ani de zile. Trei, aș merge pe sfatul dermatologului mai degrabă decât ce citim în social media. Uneori o rutină bună funcționează și în 3-6 luni și atunci, deci asta ar fi sfaturile principale, răbdare, constanță și, da, sfat specializat. Apropo de urme, după ce scăpăm de această afecțiune, mai putem avea un ten fin, curat, sănătos vreodată? Adică acele urme se duc în vreun fel? Da, putem ajuta foarte mult. Ne referim în principal la acele cicatrici de tip găuri. Da, da, da. Da, se numesc cicatrici atrofice. Sunt foarte greu de tratat, dar vestea bună este că tehnologiile de dermatologie estetică în momentul ăsta au avansat foarte mult și avem multe opțiuni pe care putem să le punem la dispoziție. Sunt proceduri repetitive. Și da, trebuie, și uneori, într-adevăr, nu putem promite o recuperare ad integrum, cum spunem noi. Mulțumim mult pentru aceste recomandări!
În concluzie, dacă vă confruntați cu acneea și vreți să o puteți controla din dietă, vă recomandăm să consumați cât mai multe alimente care conțin zinc, antioxidanți, vitaminele A și E și să beți cât mai multă apă. Evitați produsele cu o valoare ridicată a glucidelor și cereți sfatul unui medic, singurul în măsură să vă poată recomanda un tratament specific în funcție de rezultatele analizelor. Așa că până data viitoare, sănătate multă!